Bună ziua, drăguții mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată, fantastică, ca de fiecare dată, în care vreau, dragii mei, să văd ce simte această persoană pentru dumneavoastră. Dacă acest om mai are vreun gând de întoarcere, dacă acest om vă iubește sau care este situația imediat următoare în viețile dumneavoastră. Ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce rezonează, nu o să poată rezona toată lumea. Drăguții mei, sper să găsiți măcar un mesaj bun sau un gând pentru dumneavoastră care să vă ajute mai departe. Haideți să începem cu oracolul, așa cum ne obișnuiesc de fiecare dată. Și astăzi am ales oracolul lui Osho pentru a vedea care sunt energiile de care trebuie să știți. Mulțumesc pe această cale tuturor celor care sunt lângă mine, dragii mei, tuturor celor care mi-au lăsat comentarii, tuturor celor care mi-au lăsat aprecierile și părerile dânșilor și vă mulțumesc frumos că de fiecare dată sunteți lângă mine. Drăguții mei, energiile de astăzi. Avem prima energie aici. Întoarcerea spre ființa interioară, întoarcerea spre noi înșine, întoarcerea spre tot ceea ce ne caracterizează ca persoane. Este vorba de acea liniște interioară pe care o găsești doar în tine, pentru că e clar aici că pentru foarte mulți ați avut, dragii mei, acel gen de persoane, cum se spune, fantome. Genul de persoane care întotdeauna v-au șoptit la ureche sau care tot timpul v-au dat sfaturi care nu erau în regulă. Persoane invidioase, persoane care s-au apropiat doar ca să facă rău. Simt pentru foarte mulți aici că în final vă găsiți liniștea interioară și că în acest moment puteți controla tot ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Pentru că ați înțeles că singura persoană care contează ești tu, că singura persoană care trebuie să schimbe ceva și care își controlează viața ești tu. Așa că îmi pare bine să văd această energie, dragii mei, pentru că această întoarcere spre ființa ta, spre interiorul tău, ați ascultat cea interioară și a nu mai face caz la nimeni în jur, te va ajuta enorm de mult să cureți toate aceste situații și mai ales să scapi de aceste persoane care niciodată nu ți-au făcut bine. Mergem la următoarea energie, dragii mei, și avem aici energia sufletelor perechi. Avem aici energia a două persoane, a două ființe, a două suflete care se întâlnesc odată în viață. Se întâlnesc pentru a fi împreună, se întâlnesc pentru a fi fericite, se întâlnesc pentru a face ceva total diferit. Eu văd aici pentru foarte mulți, dragii mei, că această persoană vă iubește foarte tare și această persoană, într-adevăr, se gândește la tine constant pentru că e ceva între voi care nu se poate șterge. Poate că vine dintr-un alt context, dintr-un alt univers, dar, dragii mei, simt aici pentru foarte mulți că dumneavoastră aveți aici o iubire necondiționată, cineva care într-adevăr vă adoră. Poate că este acea energie pe care unii o așteaptă, o să spuneți eu sunt singur, sunt singură, sigur că da. Pentru cei singuri, dragii mei, înseamnă că o să vă întâlniți sufletul pereche, că se va apropia cineva fix în energia de care tu ai nevoie, pe aceeași vibrație cu tine, care să aibă lucruri în comun cu tine, care în final să-ți ofere umărul și care să stea lângă tine cu adevărat. Pentru că aveți nevoie aici, drăguților, de o relație stabilă, aveți nevoie de cineva care sincer să se dedice cauzei și relației de cuplu. Pentru foarte mulți aici, aceste suflete pereche, așa cum v-am zis, dragii mei, poate vin să se reflecte ca o oglindă, pentru că în general ceea ce întâlnim este ceea ce există deja în noi și ceea ce trebuie să vedem în celălalt trebuie să corectăm în noi. Deci pentru foarte mulți aici, acest suflet pereche este cineva care se va apropia în perioada următoare. Sau dacă deja îl cunoașteți, sigur veți simți această energie foarte frumoasă. Dragii mei dragi, ultima energie, dar nu cea din urmă, este energia sursei. Energia sursei care înseamnă întoarcerea noastră la ceea ce suntem în ființa noastră, la tot ceea ce înseamnă creația lumii, la tot ceea ce înseamnă creativitatea interioară. Este ceva ce ne conduce și conduce această lume și conduce acest univers, iar dumneavoastră veți simți că faceți parte din acest lucru. Veți simți că sunteți mult mai identificați cu pământul. Poate că aici e vorba chiar de acea împământânire de care se vorbește, dragii mei, de multe ori, sau faptul că înțelegem de unde venim și încotro ne ducem, faptul că ne conectăm cu natura, cu creația, ne conectăm aici cu pământul, dragii mei, cu ceea ce, de altfel, ne ajută în această existență să putem fi. Eu cred că pentru foarte mulți aici această sursă poate fi și întoarcere la Dumnezeu, întoarcere la ceva minunat, este o energie foarte puternică, este acea energie care, într-adevăr, vă va duce foarte multe, vă va aduce, iertați-mă, foarte multe realizări. Este ceva ce vă va face să vă simțiți parte din acest tot care reprezintă această lume fantastică în care trăim toți. Faptul că suntem niște grăunțe de nisip sau niște steluțe sau praf de stele, cum spuneam în alte etalare, dar credeți-mă că această sursă este tot ceea ce ne ține în viață. Că o numim divinitate, că o numim cum vreți dumneavoastră, dar această sursă este aici și o veți simți din plin pentru că veți simți această legătură cu ea. Foarte frumoase cărțile, dragii mei. Haideți să vedem acum și cărțile de tarot ce ne spun despre această persoană, ce trebuie să știți, care este situația cu el sau cu ea. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această persoană, care este situația cu acest om.
Cei care doresc etalări private au aici numărul pe măsuță, dragii mei. La fel îl aveți în descrierea acestui video. Oricând aveți nevoie să apelați în momentul în care dumneavoastră doriți să știți care este situația strict personală cu această persoană. Am să le pun un pic mai sus ca să se vadă. Perfect. Sper să nu-mi capă drăguților. Mai puțin. Perfect. Bun. Dragii mei dragi, ceea ce văd în etalarea de astăzi este următorul lucru. Drăguții mei drăguți, văd aici că dumneavoastră ați dat spatele unei situații greoaie, unei situații în care dumneavoastră aici v-ați simțit ca și cum vi s-a luat tot, ca și cum ați rămas fără nimic, ca și cum ați rămas fără resurse. Ați dat spatele unei persoane care, deși a apărut că vine cu intenții bune sau cu siguranță la dumneavoastră, se pare că n-a fost așa. Nu mai sunteți siguri de fapt de acest om, nu mai sunteți siguri de iubirea lui, nu mai sunteți siguri de nimic, dragii mei. Și eu cred aici că foarte mulți ați simțit că această dragoste la început a fost o binecuvântare, doar că în final a fost o lecție de viață foarte dură și dumneavoastră ați înțeles că această fericire cu acest om, care părea că merge pe roate, cred presupun pentru foarte mulți aici, de fapt a existat o relație incompletă, o relație secretă, o relație pe jumătate sau ceva nefuncțional, dragii mei, de unde ați ieșit cu greu, pentru că e clar aici că v-ați simțit foarte atașați, ați iubit foarte mult acest om, ați făcut foarte multe eforturi pentru el sau pentru ea, dar, drăguții mei, e clar că, deși v-ați simțit atașați și ați avut această iubire foarte mare pentru această persoană, această relație nu a mers spre bine. Da? Deci, la un moment dat, au intervenit alte persoane. Pentru foarte mulți aici, iubiții mei, este vorba de o altă energie, este vorba de ceva ce îl ține departe pe acest om de tine. Da? Poate să fie o persoană, poate să fie o situație, poate să fie un trio, poate să fie orice, cum că este într-o altă țară, cum că este într-o pușcărie, cum că este oriunde, da? Drăguții mei, eu văd aici că această persoană nu că nu te-a iubit, dar n-a știut să gestioneze relația cu tine. Și când spun lucrul ăsta, dragii mei, este pentru că această persoană va provoca mai multă durere decât plăcere și văd în sfârșit că dumneavoastră ați reușit să rupeți toate aceste legături. Ați avut aici o ieșire care v-a oferit de moment pace și liniște, pentru că v-ați gândit că dacă nu se întâmplă nimic bun, mai bine să nu se întâmple, da? E clar că ați suferit aici și ați stat de ceva timp, pentru că cred că timpul pentru dumneavoastră s-a oprit în loc și pentru că simt că dumneavoastră ați așteptat semne de viață de la această persoană, dar v-ați pierdut încrederea când ați văzut că nu mai este mare lucru. E clar aici că v-ați vindecat și ați cerut să fiți vindecați, pentru că văd aici că mulți vorbiți cu divinitatea. E un lucru minunat, pentru că atunci când avem nevoie, dragii mei, cel mai bine să vorbim cu ceea ce ne ajută. Fie că este un sfânt, fie că este o meditație, ceva care să vă facă pe dumneavoastră să vă simțiți bine, vorbiți cu un psiholog, cu un prieten, etc., fiecare cu ce are, duhovnic, etc. Eu simt aici pentru foarte mulți că v-ați vindecat, dar v-ați dat seama că această persoană nu a fost puțin lucru. Adică, probabil că aici a fost dragostea vieții dumneavoastră. Este o perioadă de suferință care a trecut și în final încercați să acceptați că această persoană n-a fost pentru tine, pentru că te-a manipulat aici cu destul de multe lucruri și, drăguții mei, eu cred că pentru mulți aici această situație nu a fost deloc simplă. Când spun că nu a fost simplă, e pentru că această situație, dragii mei, mai mult ai dus-o tu pe umeri decât persoana cealaltă. Văd aici o tristețe pe cineva care, într-adevăr, probabil nu putea să comunice ceea ce simțea cu adevărat sau care a avut aici o situație destul de grea. Poate i-a fost greu să-ți spună ce simțea, poate i-a fost greu să-ți spună că avea o altă familie, poate i-a fost greu să-ți spună că nu mai simțea mare lucru pentru tine sau la acel moment el așa credea că nu te mai iubește și că nu mai este nimic între voi. Poate că a fost doar o iluzie de moment, pentru că mulți aici, dragii mei, au simțit sentimente până la un punct după care n-au mai simțit mare lucru. Dar iată că e mai bine să spui unui om ce simți decât să mergi înainte să-l faci să creadă ceea ce nu trebuie să creadă. Nu este cazul tuturor, dar văd pentru mulți aici că acest om a fost convins că nu vă iubește, a fost convins că nu simte nimic, a fost convins că dacă pleacă din viața ta este cel mai bun lucru și n-a vrut să-ți încurce planurile mai departe. Asta e ce a crezut, nu înseamnă că și ce a crezut era. Văd aici, iubiții mei, că persoana asta parcă a făcut alegeri total eronate, poate că a făcut caz persoanelor din jur, așa cum v-am spus, sunt aici oameni care l-au influențat și mai lămuresc o dată că poate să fie cineva din anturajul apropiat sau cineva pe care dumneavoastră nu cunoașteți, dar e clar că această persoană nu e singură sau n-a fost singură în această situație contra ta. Intuiția ta nu te-a dus în eroare. Cred că de multe ori, dragii mei,
Ați simțit aici că aveați o neliniște și nu știați de ce nu vă puteți controla ceea ce simțeați. I-ați spus și aceste persoane să nu se ascundă, să nu mintă, să nu vă înșele, pentru că e clar că intuiția era aici la nivel înalt și nu a fost capabil să recunoască ceea ce a făcut. Sau dacă a recunoscut, în cazul celor care a recunoscut, dragii mei, e clar că aici dumneavoastră ați încercat să luați o pauză, să-l lăsați în pace, să-i puneți niște condiții și să-i spuneți că așa nu se mai putea. Văd aici de altfel că s-a călcat peste sufletul tău și lucrul ăsta nu este ceva care să ierți, nu este ceva cu care să trăiești, pentru că ați încercat să echilibrați cât ați putut această relație și în final, dragii mei, ați primit un mare refuz. Sau această persoană cu lașitate a dispărut. V-a căutat de câteva ori, v-a scris câteva mesaje, după care n-a mai dat niciun semn de viață. Ceea ce văd este că această persoană, dragii mei, din păcate, motivată și de partea materială. Dacă nu sunt bani, e clar că este cu totul altceva, sau a avut o iubire sau s-a îndrăgostit de altcineva. Oricum, tu ai dat aici o bătălie inutilă cu acest om și toate provocările astea prin care ați trecut, dragii mei, de fapt, v-a făcut pe dumneavoastră să mergeți înainte mult mai bine. Să fiți mult mai inteligenți, mult mai deștepți și să învățați din această experiență că ceva acolo nu funcționa cu adevărat. Eu cred că această persoană, dragii mei, și-a dat seama brusc că a făcut lucrurile rău. Acolo unde el văd aici că suferă, că nu mai este ca altă dată, probabil că a vrut să se întoarcă la acea familie sau la acea femeie, bărbat care i-a promis aici că îi va da marea acusare. Și eu cred, iubiții mei, că astăzi, într-adevăr, începe să aibă remușcări. Începe să simtă că trăiește într-un vârtej de situații. Și știți cum e, când începi să ai lipsuri, când începi să ai probleme, că nu-i mai merge mașina, că a pierdut serviciu, că are copii cu probleme, că nu se poate duce într-un concediu. Cineva aici din familia lui poate a suferit sau poate chiar a suferit o pierdere în sensul că a pierdut pe cineva. Că a avut obstacole, dragii mei, pentru că văd aici că această separare de tine n-a fost ok în partea cealaltă unde s-a dus, pentru că crezând că se separă de tine, a crezut că acolo poate într-adevăr găsește nirvana, găsește fericirea aceea supremă și aceste alegeri, deși i s-au părut ușoare la acel moment, iată că îi plătesc factura, da? E clar aici că această persoană n-a vrut să-și calce pe mândrie atunci, n-a vrut să rupă lanțurile cu cineva din trecut, a încercat să-ți arate că de fapt poate și fără tine, cât e de puternic, cât e de frumos și minunat și că acolo unde e, trăiește fericit cu altcineva. Iată că toate lucrurile astea, iubiții mei, nu au fost decât o iluzie, pentru că, sincer, eu văd aici că această persoană, drăguților, nu este o persoană sinceră, nu este o persoană care să își dorească mai mult în acest moment de la viață. Eu simt pentru foarte mulți, dragii mei, că această persoană are nevoie încă să-și clarifice foarte multe neînțelegeri. Nu poate să lase lucrurile cum sunt pentru că nu-și mai permite luxul de a suferi la distanță de tine. S-a izolat parcă de toată lumea, a luat niște lovituri, așa cum v-am spus, de la viață, suferă cu adevărat și plânge din diverse probleme pe care le are acolo unde e. E clar că și-ar dori să facă lucrurile să funcționeze, și-ar dori să echilibreze aceste lucruri, dar, dragii mei, dintr-o mândrie exacerbată sau dintr-un ego foarte mare pe care acest om îl are, a cam dat greș, da? E clar că simte pentru tine, vrea să-ți vorbească, vrea să-ți spună cum te vede, vrea să-ți clarifice ce vrea de la tine, vrea să-ți spună că este o persoană care poate la început a dat o luptă interioară în el sau în ea, pentru că n-a reușit să pună degetul, să spunem, pe ceea ce vă durea pe dumneavoastră și în final va trebui să spună, dragii mei, că și el și ea se consumă la distanță de tine. Că în interiorul său este clar că nu-i place ceea ce trăiește, pentru că această persoană, dragii mei, trebuie să deschidă acolo niște lucruri și în interiorul său. Poate că povestea noastră a trăit-o mai mult intuind sau ghicind ceea ce va face celălalt, poate că n-ați fost sigur de această persoană, ați încercat, dragii mei, să vedeți ce se întâmplă la distanță, poate vă urmăriți reciproc aici sau sunteți încă într-o formă de triunghi amoros foarte mulți în care nu știți care dintre persoane trebuie să facă primul pas. Parcă vă e teamă cumva și să-l despărțiți sau și să mai interveniți și să mai vorbiți, pentru că n-a fost o interacțiune obișnuită. Se pare că persoana asta aici nu te-a uitat, dar, drăguții mei, nici n-a intrat în viața ta imediat, pentru că, așa cum v-am spus, se simte la pământ cu ceea ce îi se întâmplă dincolo. Iată că astăzi totuși realizează că tu ai fost tâlpul de rezistență în problemele sale, că atunci când erai lângă el, lângă ea, într-adevăr te-a admirat pentru cum ai încurajat-o, pentru că tu ai ajutat acest om cu bani, cu o îmbrățișare, cu ieșterți lacrimile și ai făcut o mulțime de lucruri bune. Văd aici că l-ai ajutat real să crească, să progreseze, dragii mei, pentru că această persoană poate nu era în stare la început să facă nimic sau în prezența ta cumva a prins aripi. Eu spun asta pentru că realitatea de acum, dragii mei, este o realitate foarte tristă. Lucrurile în viața acestei persoane arată diferit, da? E într-o continuă transformare, într-o continuă descoperire, dragii mei, de cine este, ce este. Ar vrea să
probabil să se apropie, dragii mei, te prețuiește într-o formă foarte, foarte frumoasă astăzi, dar, vedeți, dumneavoastră, poate nu are abilitatea aceea de a comunica foarte clar sau nu-și dă seama dacă tu, într-adevăr, îl mai vrei sau mai vrei. Pentru că a realizat că tot ceea ce atingi tu se transformă în aur, că în momentul în care a fost cu tine a avut succes, pentru că tu i-ai oferit și, mai bine spus, i-ai pus lumea la picioare, ca să spunem mai direct. Care au fost acum motivele pentru care persoana asta a plecat, dragii mei? Să știți că sunt motive care arată clar că a existat o altă conexiune sau a iubit mai mult banii sau a fost undeva la o distanță la care n-a putut să mai vină spre tine. Așa cum am spus, sunt diverse situații de viață. E cineva care n-are libertate sau care nu poate să vină spre tine de acolo de unde e pentru că mai ai încă de așteptat. Sau cel puțin așteptările noastre sunt ok, dar trebuie să mă așteptați un pic pentru că această persoană va face în final o înțelegere cu el, cu ea. Deci va face o înțelegere cu el interioară, la asta mă refer, da? O înțelegere în care știe că trebuie să iasă din această stare de durere. Eu cred că, dragii mei, însemnați foarte mult pentru acest om. Așa cum v-am spus, la început poate n-a avut dragoste și speranță și n-a fost deloc fidel sau a fost influențat de o sursă infinită de persoane care și-au băgat coada. Eu văd că tu ai deschis calea acestei persoane și i-ai arătat într-adevăr viața. Ești acea persoană care într-adevăr știe că îi vei arăta lumina și calea. Pentru că, dragii mei, stă în acest moment într-o așteptare pentru a-ți oferi ceva sincer și bun. Da? Deci văd aici că vine la o masă a discuțiilor, te caută, îți trimite un mesaj, face o călătorie spre tine, va vorbi cu tine. Își dă seama că tu e singura persoană care poate să-l călăuzească spre ceva mai bun. Poate că la început impactul ăsta al iubirii care l-ai avut tu în această persoană n-a știut să îl facă să te aprecieze. Și spun asta, dragii mei, pentru că aici, așa cum v-am spus, această persoană poate la început a început dintr-o joacă, a fost o aventură, v-au prezentat niște prieteni, amândoi vă plictiseați sau veneați din relații care deja erau terminate sau deja fuseseți mult timp singur și ați zis, în final aport o persoană bună cu care pot să fiu și într-adevăr mă atrage. Pentru că simt aici clar că ați avut o relație foarte frumoasă la începuturi, v-ați dorit casă, copii, căsătorie cu acest om și cu siguranță că toată iubirea asta care tu i-ai dat acestui om, deși n-a apreciat-o la început, să știți că astăzi o simte în propriile oase, da? Deci eu văd aici că acest om nu are cum să treacă indiferent mai departe. Își dă seama că are vicii, își dă seama că are probleme, își dă seama că are un ego până la cer, că nu e o persoană care este ușor de convins, nici ușor de făcut casă cu el sau cu ea. Nu se mulțumește cu puțin, poate are foarte multe pretenții. Este un om care întotdeauna a cerut pe mama și pe tata, cum se spune, și niciodată nu s-a mulțumit cu ceea ce i s-a dat. Dar, drăguții mei, trecând peste tot, acest om vă iubește. Acest om vă iubește, deși poate este într-o formă un pic de obsesie, sau este într-o formă în care se simte foarte gelos, sau de câte ori era cu tine sau lângă tine, simțea nevoia să te țină cât mai aproape, la modul să n-ai libertate, să nu pleci în altă parte, să nu-ți faci prieteni, să nu pleci din casă și așa mai departe. Deci văd aici că ați avut oricum o relație toxică foarte mulți, dragii mei, dar e o relație care, în final, se va ajunge la un compromis cu ea. Adică veți avea posibilitatea, drăguții mei, să puteți vorbi cu această persoană, să vedeți ce vă oferiți unul altuia, să faceți schimbările necesare, pentru că eu văd aici că încă există multă emoție și intensitate pe plan afectiv. Văd aici că persoana asta înțelege ce ai făcut tu și cine ai fost tu pentru această persoană. Simte că doar tu i-a dus liniște, pace și alinare și s-a simțit, dragii mei, real, s-a simțit real, salvat de către tine. Da? Poate că a avut acea senzație că se ducea la fund, că îi se luase tot, că îi se făcuseră lucruri, iar tu ai fost aici călăuza din viața sa sau persoana care întotdeauna l-a salvat de orice. Iubiții mei, simt aici că există încă multă iubire. Poate că nu este o iubire musai, așa cum v-am spus, poate să fie un pic toxică, dar trecând peste aceste defecte sau peste aceste lucruri pe care persoana asta le are, eu văd aici că face eforturi să vă, cumva, să vă complacă, să vă arate că este și bun la ceva sau bună la ceva această persoană, că nu totul a fost rău și negru, că nu totul a fost greșeală, înșelăciune, minciună și trădare, da? Deci văd aici pentru foarte mulți, dragii mei, că această persoană este într-o zonă în care vrea să repare lucruri, într-o zonă în care se gândește profund ce are de făcut mai departe cu tine. Vrea să te salveze pe tine, găsește curajul să vorbească cu tine, stă așa ca într-o situație în care vrea să găsească soluția ideală să se poate apropia. Adică acum știe că nu poate să mai vină la tine cu jumătăți de măsură, cu sunt cu ăla, sunt cu aia, stai pe loc, așteaptă-mă, mai vreau timp, mai vreau bani, mai vreau orice. Da? Deci știe că acest lucru nu mai funcționează. Că dacă vine la tine, tu vrei ceva sigur, frumos și stabil. Și dragii mei, are foarte clar în cap persoana aceasta acest lucru. Vă garantez că stă acum într-o perioadă în care se va gândi,
sau poate și dumneavoastră să stați un pic departe pentru a lua niște decizii, le veți rumega, vă veți mentaliza și le veți face bine, pentru că de data asta vă alegeți pe dumneavoastră și alegeți fericirea. Ați convinsă că nu o să dați pas la niciun lucru greșit, la nicio persoană care va veni cu o energie negativă din nou să vă facă rău. Adică pentru foarte mulți aici știu că este greu să lăsați în urmă această relație, dar, dragii mei, iubiți-vă pe dumneavoastră, așa cum am spus în nenumărate rânduri, și foarte important e să vă gândiți suficient de mult și să știți ceea ce acceptați mai departe de la acest om. Adică aici fiecare știe ce își dorește în viața asta mai departe. Drăguții mei, foarte interesantă etalarea. Haideți să vedem și literele pentru astăzi, să vedem ce litere ne ies, drăguții mei. Mai scoatem câteva litere și gata. Bun, avem așa, avem litera Q, dragii mei, avem litera B, avem litera R, avem litera P, avem litera V, dragii mei, avem litera W, litera U, litera A, litera I, litera M, dragii mei, litera H, care se repetă, o să le pun aici mai jos, litera D și litera Q. Ok, am să le întorc așa ca dumneavoastră să le vedeți. Perfect. Deci, drăguții mei, cele care se repetă, am să le pun aici mai jos. Ok. Bun. Sper că au ieșit destule pentru toți cei care v-ați gândit, dragii mei, și dacă nu v-am zis, nu e un capăt de lume, nu trebuie să fie de fiecare dată să rezoneze și inițiala și zodia, așa cum ați spus dumneavoastră foarte bine. Drăguții mei, sper că v-a plăcut etalarea. Dacă da, vă aștept cu un like, cu un comentariu, cu ce doriți dumneavoastră să-mi lăsați. Mulțumesc frumos pentru părerile frumoase de fiecare dată. Mulțumesc că sunteți mereu lângă mine. Mulțumesc pentru tot. Sunt cu dumneavoastră 100%. Cei care doresc etalării, aștept cu drag la acest număr de telefon, WhatsApp, telefon sau aveți și e-mailul mai jos în descrierea acestui video. Cu dragoste ne vedem data viitoare și nu uitați că vă iubesc. Vă pup! Pa, pa!